tinitor și nu pot să vorbesc la de ce. Nu doar că vă înțeleg, vă subînțeleg. Există, pe de altă parte, există în vest, mai cu seamă, dar importat din ce în ce mai mult și la noi, un curent, o direcție care reproșează, să zicem, o duritate de limbaj. Și duritatea asta de limbaj e echivalată cu un anticomunism visceral. Ce părere aveți despre ea? E ceva blamabil, să zicem, să fii visceral, anticomunist? Nu mă refer neapărat la noastră, mi-ați explicat puțin mai înainte. În sine, este blamabil să fii foarte, foarte dur, foarte tranșant împotriva comunismului? Când știi că oamenii care au susținut pe spatele lor regimuri comuniste au omorât zeci de milioane de oameni. De alți oameni. Păi tocmai de aceea eu găsesc că nu se poate să nu fii vehement, să nu fii tranșant și brutal chiar în chestiile astea, când vezi totuși dezastrul uman pe care l-a în toate domeniile s-a extins, dacă luăm și China în perspectivă, acest marxism s-a întins pe o treime aproape din globul terestru, încet, inclusiv China, care este acum comunistă numai din cauza bătrânilor care o mai guvernează, dar felul lor de a se comporta și economia lor nu mai are nimic ca comunist. Deci, în fond, comunismul s-a auto-dărâmat peste tot, că nu am să spui că mai există comunism și că există încă o rămășiță la Cuba și o rămășiță în nordul Coreei. Cam atât a rămas după da. O treime din globul terestru, numai ăștia sunt adevărați, care mai cred. Mai au patalamașii, da. Mai au eticheta de regim comunist, așa. Ce vă spuneam înainte e o temă a stângii, care e, vă spun, tot mai des importată și în rândul generației de 25-30 de ani, un fel de raportare cool, să zicem, cool la comunism. Hai să lăsăm trecutul în spate, să trecem repede. Putem trece așa de ușor, de fapt, peste deceniile astea? Părerea mea este că această tendință mi-e teamă că vine de la persoane care se simt puțin cu musca pe căciulă, nu neapărat din vina lor, dar de pildă sunt copii de foști nomenclaturiști, au impresia că familia lor s-a purtat cam cu lașitate în fața comunismului și atunci îi supără pe undeva niște atacuri prea severe împotriva lor, fiindcă trebuie să recunoaștem că a fost atât de dur regimul comunist la noi, încât cel puțin jumătate din populație a plecat capul mai mult decât ce îi convine să spună astăzi, știi? Și deci avem un complex de culpabilitate și de inferioritate pe care atunci vrem pur și simplu să uităm, dar nu mai vorbim de trecut, domnule, nu mai vorbim de trecut, fiindcă dacă vorbim de el, dintr-o dată ne simțim, iertați-mă, ne simțim căcăcioși, știi? Uh-huh. Și asta este foarte important ca background psihologic, după părerea mea. Și de aceea zicem noi că trebuie să fim la asta, să nu mai vorbim de aia. Uh-huh. Fiindcă ne simțim. Ori eu cred că, din potrivă, trebuie să, cum să spun, să spălăm rufele astea murdare cu curaj, indiferent că sunt ale noastre, știi? Și vă dau un alt exemplu care este oarecum paralel cu asta. Eu sunt îngrozit și, cum să spun, îndurerat la gândul că suntem singura țară din Europa unde după 20 de ani de la căderea comunismului nu numai nu s-a luat cu adevărat nicio măsură împotriva torționarilor, împotriva celor care sunt vinovați de anumite măsuri criminale și așa mai departe, dar nu numai atâta, dar nu facem procesul nici celor care au, cum să spun, au răsturnat comunismul, dar numai în interesul lor. Și mă refer mai întâi la echipa în fruntea căreia s-a găsit Iliescu, nu că a inventat-o el, nu e destul de inteligent. Aia au fost specialiștii de la securitate, porțiunea securității care a hotărât că trebuie răsturnat regimul și l-a luat pe el ca, mă rog, ca un personaj care, politic,
care trebuie pus în față. Ori faptul că au inventat acea oribilă minciună că mai sunt teroriști de lui Ceaușescu și așa, Nicolo, în urma căreia au murit 1000 de oameni numai la București, este o crimă atât de neagră, încât este o rușine pentru cei 22 de milioane de români că înghit de 20 de ani ca acești oameni să nu fie judecați.